Halucinantul interviu cu o ființă reptiliană extraterestră, Lacerta, reptilianul femelă. În anul 1999, un jurnalist din Suedia a descoperit primul caz de ființă reptiliană, urmașa a dinozaurilor. Un interviu excepțional cu această ființă, care vorbește despre evoluția unor dinozauri în reptilieni în urmă cu 70 de milioane de ani. Pe 16 decembrie 1999, în Suedia, Jimmy Owner, un jurnalist de investigație, a reușit să găsească primul caz de ființă reptiliană aparținătoare unei vechi rase reptiliene. Putem găsi o serie de informații pe larg din toate culturile lumii despre istoria iluminaților, în speță istoria reptilienilor Anunnaki. De data aceasta însă nu va fi vorba despre extratereștrii Anunnaki, ci despre reptilieni care se trag tocmai din dinozauri. Interviul a fost publicat în anul 2004 pe site-ul jurnalistului Jimmy Owner. Mulți o să spună că interviul este un fals. Tot ce e posibil, însă unele lucruri relatate par adevărate și ar merita să fie luate în considerare. Interviul îl vom prezenta sub formă întrebare și răspuns pentru a vă fi mai ușor să înțelegeți. Jimmy Owner spune următoarele. Certific că textul următor este adevărul absolut și nu o muncă de ficțiune. Acestea fac parte dintr-o transcriere a unei întrevederi pe care am avut-o cu o ființă neumană și existența reptiliană în decembrie 1999. Această existență feminină era deja în contact cu prietenul meu de câteva luni. Lăsați-mă să declar că am fost toată viața mea un sceptic privind subiectul OZN, extratereștri și alte lucruri stranii și eu credeam că prietenul meu îmi zicea doar vise sau povești de ficțiune când a vorbit cu mine de primele sale contacte cu existența neumană Lacerta. Eram în continuare sceptic când am întâlnit această existență pe 16 decembrie, anul trecut, în această mică cameră caldă din casa îndepărtată de prietenul meu, în apropiere de un oraș din sudul Suediei, în ciuda faptului că acum vedeam cu proprii mei ochi că ea nu este umană. Mi-a spus și a arătat atât de multe lucruri incredibile în timpul acestei întrevederi, încât nu pot nega realitatea și adevărul cuvintelor sale. Sunt convins că această transcriere conține singurul adevăr. Am vorbit cu ea mai mult de 3 ore, deci spectacolele transcrierii următoare conțin doar părți din întrevedere, pentru că ea mi-a cerut cu această ocazie de a nu publica tot ce mi-a spus. Ordinea întrebărilor în această transcriere nu este întotdeauna aceeași ordine în care am întrebat-o, deci vi se poate părea uneori confuză. Nu este ușor de a șterge toate părțile importante pe care ea mi-a cerut să le șterg din transcriere, deci mă scuz pentru ordinea probabil excepțională. Sunt în posesia întregii transcrieri a întrevederii, 49 de pagini cu unul din desenele mele ale corpului său și al materialului său și de asemenea a câteva benzi pe care am intervievat-o. Dar nu vă voi dezvălui asta înainte de a avea autorizația ei. Voi trimite acest document fascinant în această formă unui număr de 4 prieteni siguri în Finlanda, Norvegia, Germania și Franța. A avut loc o nouă întâlnire între mine și ea în aceeași casă în Suedia, în 23 aprilie 2000 și mi-a promis să-mi dea probabil câteva evidențe despre existența sa. Între timp am adunat întrebările pe care i le-am pus atunci. Interviul. Iată transcrierea primei lui întrevederi care a avut loc la 16 decembrie 1999 în Suedia sub formă de interviu. Cine sunteți? Mai întâi, ce sunteți?
sunteți specie extraterestră sau originea dumneavoastră poate fi găsită pe această planetă. Cum ați putut vedea cu proprii voștri ochi, nu sunt o ființă umană ca dumneavoastră și, ca să fiu onestă, nu sunt cu adevărat mamifer. Sunt o existență reptiliană feminină, aparținând unei foarte vechi expediții reptiliene. Suntem nativi pe Pământ și locuim pe această planetă de milioane de ani. Suntem menționați în scripturile voastre religioase iubite. Biblia voastră creștină și multe triburi umane vechi erau informate de prezența noastră și ne-au adorat ca zei, de exemplu egiptenii și incașii și multe alte vechi triburi. Religia voastră creștină a înțeles rău rolul nostru în creația voastră, deci suntem menționați ca șarpele rău în scripturile voastre. Este fals. Rasa voastră a fost obținută prin manipularea genetică de către străini și noi am fost chiar mai mult sau mai puțin dintre vizitatorii pasivi când ei au accelerat procesul de evoluție. Trebuie să știți, unii dintre oamenii voștri de știință au presupus deja asta, că speciile voastre au evoluat într-o viteză în mod natural complet imposibilă în doar 2-3 milioane de ani. Este absolut imposibil, pentru că evoluția este un proces mult prea lent dacă este natural, dar voi nu înțelegeți asta. Creația voastră a fost artificială și făcută prin geniul genetic, dar nu prin noi, ci printr-o specie străină. Dacă mă întrebați dacă sunt un extraterestru, trebuie să răspund nu. Noi suntem terieni nativi. Vom avea și avem colonii în sistemul solar, însă provenim de pe această planetă. De fapt, este planeta noastră și nu a voastră. Nu a fost niciodată a voastră. Puteți să-mi spuneți numele dumneavoastră? Este dificil, pentru că limba voastră umană nu este capabilă de a-l pronunța corect. Nu avem prenume ca voi, ci doar un singur nume, dar unic și divizat, care este caracterizat în funcție de vorbire și care nu este dat copiilor. Există o procedură specială la vârsta adolescentă, în timpul iluminării, sau religioasă sau științifică a conștiinței, cum o numiți voi. Vă rog, numiți-mă Lacerta. Este numele pe care îl folosesc în general când sunt printre ființele umane și vorbesc cu voi. Cât de în vârstă sunteți? Nu măsurăm timpul ca voi în ani astronomici și în rotația lumii în jurul Soarelui, pentru că trăim de obicei sub suprafața planetei. Măsura noastră a timpului depinde de periodicitatea ciclurilor în câmpul magnetic al lumii și după acestea, și a spune cu numerele voastre, sunt astăzi, lăsați-mă să calculez, 57,653 cicluri vechi. Aștept ziua mea adultă și conștiința peste 16,337 cicluri. Este o dată foarte importantă pentru noi. După scara voastră de timp uman, am în jur de 28 de ani. Care este scopul vostru? Aveți vreo treabă cu noi? Să spun cu cuvintele voastre. Sunt o studentă curioasă a comportamentului social al speciilor voastre. De aceea sunt aici și vă vorbesc. De aceea mi-am dezvăluit adevărata natură și de aceea vă dau toată această informație secretă și de aceea voi încerca să răspund la toate întrebările voastre. Voi vedea cum veți reacționa. Există atât de mulți nebuni și de mincinoși printre voi pe această planetă care cred că știu adevărul despre noi, despre subiectul OZN, despre subiectul extratereștrilor și imediat cineva dintre voi crede minciunile lor. Sunt interesată pentru a vedea cum vor reacționa speciile voastre dacă veți dezvălui adevărul pe care vi-l voi spune acum în public. Aveți nevoie de a înțelege dacă veți dori să supraviețuiți în anii viitori. Ce înseamnă familia voastră?
cum am spus mai devreme, avem un nume foarte dificil și unic. Asta nu vrea să spună că totul în acest grup a fost în raport genetic cu voi, căci grupurile sunt foarte mari de obicei și conțin între 40 și 70 dintre noi. Acest grup include în mod general relațiile voastre genetice, exceptându-l pe acela care a vrut să părăsească acest grup, și raportul vostru cu tatăl și mama este adesea cel mai puternic. Ar fi foarte dificil pentru mine să vă explic sistemul nostru social foarte vechi, care este foarte complex și am avea nevoie de multe ore pentru lucrurile fundamentale. Poate vom putea povesti altă dată și pot să vă dau descrieri în detaliu ale tuturor acestor lucruri. Aveți o coadă ca reptilele normale? Vedeți una? Nu, nu avem nicio coadă vizibilă. Dacă priviți scheletul nostru, există doar un mic os rotunjit la capătul coloanei noastre vertebrale în spatele pelvisului. Este un rudiment inutil al cozii ascendenților noștri, dar nu este vizibil din exterior. Embrioanele noastre au cozi în primele luni de dezvoltare, însă aceste cozi vor dispărea înainte ca ei să fie născuți. O coadă are sens numai pentru o specie primitivă, care încearcă să meargă pe cele două picioare și trebuie să-și țină balanța cu coada, dar scheletul nostru s-a schimbat în timpul evoluției și coloana noastră vertebrală este aproape în aceeași formă cu a voastră, deci nu avem nevoie de nicio coadă pentru a rămâne pe cele două picioare. Ați spus că ați fost născuți într-un mod diferit decât noi. Faceți ouă? Da, dar nu iubim păsările sau reptilele voastre primitive. În mod real, embrionul crește într-un lichid de proteină în interiorul uterelor mamelor, dar există de asemenea în jur o coajă de cretă în formă de ou, însă foarte subțire. Aceasta acoperă întreg uterul. Embrionul în interiorul acestei coji este complet izolat de corpul mamelor și are fiecare substanța de care are nevoie de a se dezvolta în interiorul acestei cochilii de cretă. Există de asemenea un cordon, cum este cordonul vostru de buric, care este legat la un punct ascuns în spatele platoșei. Când se va naște copilul, întreg oul este împins să traverseze vaginul acoperit într-o substanță de proteină viscoasă și copilul este scos din acest ou dulce după câteva minute. Aceste două coarne ale noastre au fost utilizate instinctiv de copii pentru a străpunge coaja crustei și a lua primul suflu. Tinerii noștri nu sunt atât de mari ca copiii voștri când sunt născuți. Au între 30 și 35 cm mărime. Oul este de 40 cm în jur, dar vom crește la o dimensiune normală de 1,60 m și 1,80 m. Ce temperatură are corpul dumneavoastră? Ați spus că iubiți să stați în soare. Ce efect are asta pentru organismul vostru? Nu suntem niciun mamifer și, ca reptile, temperatura corpului nostru depinde de temperatura mediului. Dacă mi-atingeți mâna, veți simți poate că este mai rece decât a dumneavoastră, pentru că temperatura normală a corpului nostru este în jur de 30-33 de grade Celsius. Dacă ne așezăm în soare, în special goi și cu linia noastră de platoșă în soare, temperatura corpului nostru poate crește cu 8-9 grade în câteva minute. Această urcare cauzează o producție de multe enzime și hormoni în corpul nostru. Inima și creierul nostru și fiecare organ devine mai activ și atunci ne simțim foarte bine. Voi, ființele umane, iubiți poate soarele, dar pentru noi este cea mai mare plăcere pe care vă puteți imagina. Iubim de asemenea să înotăm în apă foarte fierbinte sau alte lichide pentru a crește temperatura corpului nostru. Dacă stăm pentru câteva ore în umbră, temperatura noastră revine la 30-35 de grade. Asta nu ne poate cauza niciun rău, dar ne simțim mai bine în soare.
Avem soare artificial în metrou, dar nu este la fel pentru noi care iubim soarele adevărat. Ce mâncați? În general, mai multe lucruri pe care le iubiți și voi. Carnea, fructele, legumele, genuri speciale de mucegai, ferme subterane și alte lucruri. Putem mânca câteva substanțe care sunt toxice pentru voi. Diferența principală între voi și noi este că trebuie să mâncăm carne pentru că corpul nostru are nevoie de proteine. Nu putem trăi complet vegetarian. Mulți dintre noi mâncăm carne crudă sau alte lucruri care v-ar dezgusta. Personal, prefer carnea fiartă și fructele de la suprafață, ca mere și portocale. Puteți să-mi spuneți ceva privind subiectul istorie naturală și evoluția speciilor voastre? Cât de vechi este specia voastră? Ați evoluat din reptile primitive, cum specia umană a evoluat din maimuță? Oh, este o foarte lungă și complexă istorie și vi se pare cu siguranță incredibilă, dar este adevărul. Voi încerca să vă explic. Acum aproape 65 de milioane de ani, mulți dintre ascendenții noștri din timpul dinozaurilor au murit într-un mare cataclism global. Motivul pentru această distrugere nu era un dezastru natural, un impact în formă de stea, cum cred greșit oamenii voștri de știință, ci un război între două grupări străine dușmane care a avut loc în principal în orbită și în atmosfera înaltă a planetei voastre. După cunoștința noastră limitată privind subiectul primelor zile, acest război global a fost primul război străin pe pământul planetei, dar în mod definitiv nu a fost ultimul și un viitor război va veni curând, în timpul unui război rece, cum îl numiți voi, între grupări străine și progresiv în ultimii 73 de ani pe planeta voastră. Adversarii în aceste 65 de milioane de ani au fost două specii străine avansate, ale căror două nume nu sunt încă pronunțabile pentru limbile voastre. Sunt capabilă să le spun, dar vă vor răni urechile dacă vă voi spune în original. O parte era umanoidă ca speciile voastre, dar mult mai vechi și era din acest univers, dintr-un sistem solar din constelația de stele pe care voi o numiți Procyon, astăzi în hărțile voastre. Celelalte specii despre care nu știu prea mult erau o specie reptiliană, dar nu au nimic de a face cu propriile noastre specii, pentru că noi am evoluat din saurieni locali, fără influență exterioară, mai puțin manipularea cu succes a propriilor noastre gene făcută de noi. Speciile reptiliene avansate nu au venit din acest univers. Oamenii voștri de știință nu înțeleg într-adevăr adevărata natura universului, pentru că spiritul vostru ilogic nu este capabil de a vedea lucrurile cele mai ușoare și că contează rău pe matematici și pe numere. Asta face parte din programarea genetică a genului vostru. Lăsați-mă să vă spun că sunteți la fel de departe de înțelegerea universului cum erați acum 500 de ani. Puteți să-mi dați un răspuns scurt. OZN-urile sunt obiecte zburătoare pilotate de extratereștri sau aparțin speciei voastre? Unii au observat OZN-uri, cum le spuneți voi, că ne aparțin, dar nu toate. Majoritatea obiectelor zburătoare misterioase de pe cer nu sunt aparate tehnologice, ci fenomene naturale pe care oamenii voștri de știință nu le înțeleg, ca plasma spontană care strălucește în atmosfera înaltă. Totuși, câteva OZN-uri aparțin cu adevărat fie propriilor voastre specii, mai ales armatei voastre, fie altor specii străine sau, în fine, nouă. Dacă ați fi citit un raport privind subiectul observației unui obiect metalic cilindric, țigară,
Există mai multe tipuri, lăsați-mă să spun între 20 și 260 din metrii voștri și dacă acest obiect a făcut un zgomot foarte puternic și dacă avea 5 lumini roșii clare pe suprafața sa metalică a țigării, două în vârf, una în mijloc, două la capete, atunci este posibil că cineva dintre voi să ne fi văzut vasele și asta vrea să spună că nu a fost deloc vina noastră sau că cineva dintre noi nu a fost prudent. Avem de asemenea o foarte mică flotă de discuri finisate, dar de obicei astfel de OZN-uri aparțin unei specii străine. OZN-urile triunghiulare aparțin în general propriei voastre armate, dar ei utilizează tehnologie străină pentru a le construi. Dacă vreți într-adevăr să încercați să vedeți una din navele noastre, va trebui să aruncați o privire pe cerul Arcticii, Antarcticii și Asiei Interioare, mai ales pe munții de acolo. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să dați like și să vă abonați pentru a fi la curent cu cele mai noi documentare prezentate pe canalul nostru. Vă mulțumim că ne urmăriți!